Bună ziua, prieteni! Bine v-am regăsit la rubrica Minuni, Vindecări, Vedenii. Astăzi, 15 noiembrie, vom citi cum l-a salvat Sfântul Paisie de la neamț pe părintele Timotei de la moarte. Era un părinte arhimandrit anume Timotei, egumen la mănăstirea Slatina și fiind și el din soborul nostru, ucenic al starețului Paisie, din multă evlavie ce avea către părintele nostru, îi zugrăvise chipul lui și îl ținea în chilia sa și îl cinstea cu multă cucernicie. Iar într-o zi, iată că a văzut de năprastă că intră un călugăr în chilia lui, schimbat la față și plin de tulburare. Însă cum a intrat, nu a zăbovit mult, că fără de veste, luându-l o furtună, l-a dus tăvăluc pe scări până la rândul cel mai de jos al chiliilor, umplându-l de sânge. Iar arhimandritul Timotei, văzând o minune ca aceasta, nu se dumirea ce este și alerga jos după acel monah și l-a întrebat ce este, acesta ce a pătimit. Iar călugărul i-a spus, eu tare am fost supărat asupra sfinției tale, și acum, prin îndemnare diavolească, voiam să te înjunghi, arătându-i spre dovadă și cuțitul. Și cum am intrat, zice, în chilia sfinției tale și am dat cu ochii de icoana starețului Paisie, atunci mi s-a părut că este viu și căutând spre mine cu îngrozire, a ieșit de la fața lui ca o furtună și m-a adus până aici, precum vezi. De sfinția ta, acum, fă ceea ce voiești cu mine, ticălosul. Iar arhimandritul i-a zis, dacă Sfântul Părintele nostru, starețul Paisie, mă apără, apoi eu cine sunt ca să mă răzbun? Și văzându-l pe acel călugăr că își cere iertăciune cu lacrimi, l-a iertat din toată inima și l-a mângâiat cu cuvinte duhovnicești. După aceasta, părintele Timotei în grabă s-a înapoiat la metania sa și s-a săvârșit în Sfânta Mănăstire Secul. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii tale și ale tuturor sfinților tăi, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin, amin, amin. Doamne ajută, prieteni, să ne revedem cu bine și cu sănătate și la alte filmări.